Ministerul Sănătății va achiziționa anul acesta aproximativ 3 milioane de doze de vaccin antigripal. Peste 25.000 sunt așteptate să ajungă în Gorj. În momentul de față avem pregătită cartografierea în vederea achiziționării vaccinului antigripal. Vor fi vaccinate în primă fază copiii și persoanele cu boli cronice peste 65 de ani, persoanele care sunt cuprinse în sistemul sanitar și persoane care se află în instituțiile de ocrotire socială și protecție, respectiv copii și cadre din unitățile respective. În momentul în care vor fi solicitări, bineînțeles, vom extinde această campanie și la alte persoane doritoare de vaccinare. Anul trecut, la nivelul județului Gorj, au fost solicitate aproape 28.000 de doze de vaccin antigripal, dar au fost livrate doar 6.500. Situația penibilă a fost dată de faptul că dozele nu au ajuns la timp, iar gorjenii au refuzat să se vaccineze când pericolul a trecut. De altfel, medicii de familie au recunoscut că banii au fost aruncați pe fereastră.